doamnelor și domnilor. Eu n-o să vorbesc foarte mult pentru următoarea prezentare a următorilor noștri invitați, pentru că numele lor e suficient să le spui numele și e totul clar, e suficient să-i vezi și de asemenea este totul clar, au o energie foarte, foarte faină și mă bucur că au ajuns astăzi în studioul nostru, așa că îi salut și le mulțumesc tare mult pentru prezență. Îi zic bună seara domnului Anatolie Lapicus, maestru în artă, artist al poporului, celebru pianist. Bună seara domnule Lapicus, bine ați venit la noi. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație în primul rând, am plăcerea extraordinară. Mulțumim și sigur că cred că majoritatea oamenilor deja nu pot să-și imagineze să vă vadă pe dumneavoastră și să nu-l vadă și pe domnul Iurie Mahovici. Este posibil. Alături. Este posibil. Așa că, domnule Mahovici, de asemenea artist al poporului, maestru în artă, bună seara. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. O deosebită plăcere să fim în compania dumneavoastră, fiindcă este una din minunatele emisiuni la televiziune naționale. Of, mulțumim tare, tare mult. Știți, eu vreau să încep cu un subiect legat, care nu este legat de muzică și nici de creația dumneavoastră. Eu aș vrea să vorbim... Slavă Domnului! Slavă, nu? Vreau să vorbim despre altceva, domnule Lapicus, da, astăzi. Nu despre muzică. Vreau să vorbim despre imaginea dumneavoastră. Cum ați intrat în studio? Aveți niște ținute interesante și pe scenă și în viața de zi cu zi. V-am mai și zărit prin oraș, vă mărturisesc acum. L-am mai zărit și pe domnul Lapicus prin oraș, prin Chișinău, așa, de la depărtare. Aveți un stil vestimentar care se vede. E ușor de recunoscut. Ceea ce prezentăm acum, noi venim de la ore, de la academie. Noi așa predăm. Noi suntem doi profesori universitari. Iată, în astfel de stil vestimentar. Mii de scuze. Da, atunci când noi ne pregătim special pentru niște, eu știu, evenimente speciale, atunci e cu totul ceva deosebit. Dar asta este modul în care noi ne vestimentăm în fiecare zi. Să înțelege că poate pare puțin mai deosebit de celelalte, dar, eu știu, viața nu ne dăruiește foarte multe, eu știu, evenimente pozitive și faptul că ne place să fim bine îmbrăcați, frumos, să atragem atenția oamenilor, deja a devenit o deprindere, nu știu cum, nu ne deranjează foarte mult atenția și mai ales noi când suntem prin oraș și cu prietena noastră Ilona Stepan, care este într-adevăr foarte deosebită, de fiecare dată se apropie tot felul de... Nu, să nu spunem cuvântul ăsta urât, boschetari sau ceva, se apropie ăștia cerșători și încep a vorbi în limba engleză, nu știu cum, în diferite limbi. Da. Și... Good afternoon, da, da. Are you from... Da, și noi spunem că vorbiți românește când noi suntem de aici. Au spus că nu poate fi, la noi așa oameni nici nu sunt. Caz, nici da. Într-un caz. Voi amăgiți, nu spuneți asta. Noi nu avem, doar noi nu umblă așa. Asta zic, de asta și v-am întrebat. Dar oricum, eu știu, e un lucru pentru noi firesc. Nu de aceea că, eu știu, dar într-adevăr, Așa e profesia, că suntem permanent în scenă și nu știu cum, suntem deprinși cu faptul că de fiecare dată se discută cum ăsta. Chiar un caz ieșit din comun care îl amintesc toată viața și toată cariera noastră artistică. Noi cântăm la două piane și în sala de concert, când doi muzicieni evoluează în scenă, și mai mult nu se întâmplă nimic. Este doar muzica, interpreții și spectatorii. Și o foarte bună prietena noastră, după concert, se apropie și spune: spune-mi, dar de ce la tine, pe ciorap negru, era o dungă mică ca finie, dar la Anatol nu era? Este așa ceva, da. Eu zic, draga mea, tu iată ce a fost interesant pentru tine pe parcursul interpretării. Tu să primești de asta, tu căutai... Ia căuta ceva. Dungulița? Da. Nu, că așa. De ce noi așa îmbrăcați la fel, dar ciorap la mine avea o asta. Zic, Doamne, nu m-am gândit niciodată că până într-atâta să atenți spectatorii la ceea ce se întâmplă în scenă. Și de ce totuși erau ciorapii diferiți? Nu, fiindcă, nu știți cum, eu consider că asta e o greșeală mare a mea.
Fiindcă, într-adevăr, n-ar trebui să se întâmple chestia asta, dar niciodată n-am crezut că o să fie așa un efect. Dacă o noi suntem în sală cu orgă, acolo scena este destul înaltă de înaltă și practic Iura, cred că a avut ideea că nu se vede. Dar atunci când ochii sunt la nivelul pantofilor, cu foto sau nu știu cu ce. Și au făcut, deci, un zoom. Analiza permanent, știți? Da. Trebuie să fii foarte atent la ce pantofi ai, și ce ciorap ai, și ce papion ai, și ce cămașă, și seamănă, și nu seamănă, dacă e bine călcată sau undeva. Sunt chestii foarte minuțioase și foarte importante, într-adevăr. Mai ales atunci când faci un gen de muzică fără puține efecte de astea mari. Și atunci spectatorul care ascultă, el cumva ceva trebuie, ochiul, da, să se oprească în ceva detalii. De aceea acum se înțelege că foarte la modă și foarte inventive sunt concertele astea cu LED-uri în spate, cu lumini, tot felul de imagini. Nu, cu tot felul de filmulețe, cu imagini, cu picturi, cu chestii, fiindcă omul obosește să stea doar în sală și să... Eu mă gândesc și la studenții dumneavoastră. Eu cred că sunteți printre profesorilor preferați. Eu așa cred. Ce zici? Nu pot să vă spun. Trebuie să-i întrebăm, trebuie să vorbesc cu studenții, da. Dar eu am un caz, eu am o studentă foarte drăguță, extraordinară, care îmi spune: domnul Mahovici, noastră, știți, eu special mă gândesc foarte detailat cum să mă îmbrac când vin la dumneavoastră asta. Că dumneavoastră sunteți tot timpul așa, nu știu cum, interesant. Eu vreau să corespund și eu de fiecare dată mă gândesc cum să mă îmbrac când vin la orele dumneavoastră. Foarte bine. Da. Asta da. Deja e un foarte plus. Bine. Înseamnă că nu facem chestia asta în zadar. Este vorba despre încă o lecție de haină. Cum dumneavoastră trebuie să folosiți haina? Este un mijloc important de exprimare, vestimentația. Nu e ceva așa superficial și mai, știți că oamenii mai spun: ce contează ce pui pe tine, că e o cârpă până la urmă. Nu cârpă, știți, dar știți ce zic, e superficial. Au fost cândva, totuși, istoric, omenirea asta deduce niște axiome și nu degeaba se spune că persoana este primită după faptul cum este vestimentată, da, după înfățișare și mai apoi de acum ceea ce reprezintă. De aceea înfățișarea, într-adevăr, este un instrument în genere de influențare, de creare a imaginii. De relații. Și asta, într-adevăr, e o întreagă, eu știu, o știință întreagă, da, trebuie... Dar vreau să știu, dumneavoastră, când întâlniți un om pentru prima dată, la ce sunteți atenți? Și anume, mă refer la aspectul exterior, la unghii, la mâini, la încălțăminte, la... Mâinile, pentru mine, sunt foarte importante. Nu știu de ce. Frumusețea mâinilor, asta e... Și curățenie, da, deci, da, da. Eu am avut un caz foarte interesant cândva, era cald, vară, erau niște blugi așa, cum erau mai zdrențuroși, mai este. Și am intrat într-un magazin destul de solid și s-a apropiat vânzătoarea și foarte atentă, foarte amabilă, foarte asta și pe urmă spune: știți, domnule, noi apreciem bunăstarea unui bărbat după ceas și pantofi. Puteți să fiți îmbrăcat în orice, orice zdrență, dar după ceas și pantofi se poate aprecia în genere nivelul... Asta e o lege clasică. Asta e o lege clasică. Asta e o lege, da, foarte, foarte, pantofi, într-adevăr... și ceas. Da. Și mai ales în comerțul de prestigiu, acolo unde se comercializează obiecte de lux, cei lucrătorii, asta este un criteriu foarte important. Și mă uit la ce ceas aveți, domnule Mahovici, foarte original. Da. Foarte original. Dumneavoastră n-aveți ceas. Deloc. Deloc. Pentru mine foarte incomod. Eu nu absolut deloc. Eu am ceasuri acasă. Dar aveți brățară, în schimb. Nu, asta e, da. Tot nu este destul de... comodă. Este comodă, dar știți de ce? A fost un cadou din partea prietenilor. Noi am avut un concert exact la data de... Am avut un jubileu, acum nu țin minte.
Și exact la data de ziua onomastică, noi am cântat la Filarmonica Națională, am avut un recital împreună cu Iurie și prietenii mei, a făcut cadou ăsta exact după concert. Și el a fost pus pe mână exact acolo. Și după asta eu niciodată... Nu l-ați mai scos? Nu. N-ați mai scos brățara de atunci? Da. Iată, mă bucur chiar că n-am vorbit astăzi doar despre muzică și am putut așa să vorbim și despre alte subiecte. Dar totuși nu pot să nu vă întreb despre... Și despre faptul că în 2022 s-au împlinit 30 de ani. Da. De când sunteți împreună pe scenă și ați primit și premiul național în 2022 și ați avut și un turneu prin... Încă mai merge, de ieri am fost în Orhei. Da. Așa, încă se e în desfășurare. Am avut concert la Orhei, da. În cadrul acestui proiect sunt 30 de concerte după fiecare an de existență. Așa. Noi, ieri a fost al 21-lea. 20 de concerte am cântat înainte de vacanța de vară, fiindcă practic școlile muzicale nu lucrează, nu activează. Și acum, abia ieri, am început a doua parte a acestui turneu. Primul concert, încă 10 mai avem de susținut, 9. Până în decembrie, 9 deja. Dar o plăcere extraordinară. Știți, de foarte mulți ani, au fost ani ăștia de pandemii, de nebunii și... Nu s-a petrecut aproape nimic, nu au fost concerte și noi acum în acest turneu primim o satisfacție absolut nebună de la faptul cum suntem primiți. Ne ducem la școlile muzicale, sunt cazuri care ni s-au spus că din 91, de când au primit sediu pentru școala muzicală, au fost sediu de partid, noi am fost primii interpreți de muzică clasică care au evoluat pe viu acolo în școală. Practic, un concert? Niciun concert de muzică clasică nu a fost. Pe viu, în școala muzicală. Și ideea acestui proiect este muzică clasică la tine acasă, deci nu aducem copiii la concerte, dar ne ducem cu concertele la ei acasă, evoluăm în școlile unde ei fac studii, cântăm la instrumentele la care ei susțin examene, concerte și asta este o mare idee. Suntem primiți extraordinar. Peste tot suntem absolut întâlniți, nu știu, poate după 30 de ani de activitate, prima dată când ne-am simțit o leacă stele, așa, fiindcă nu prea suntem alintați de mare atenție, dar totuși minunat. Copiii ăștia sunt de aur și... Știți când după concert se apropie niște pici de 5-6 ani și te îmbrățișează așa de picioare și roagă să facă fotografii, asta costă foarte scump. Da. Asta e ceva de neuitat. Asta e, doar pentru concertele astea se merită să faci ceea ce facem noi și să trăiești și să primești o plăcere. Noi acum am simțit totuși că noi suntem nu numai profesori, dar și artiști. Și este foarte important. Deci emoțiile care noi primim pe parcursul interpretării de la sală, asta este ceva, sau un fel de drog, nu, serios. Și fără asta nu se poate, dacă tu deja ai simțit asta odată. Of, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit. Sunteți invitații perfecți pentru o emisiune de televiziune. Sincer și deschis și foarte... Așa, ați împărtășit cu noi informații interesante și curioase, cred eu. Pentru că, de exemplu, nu afli în fiecare zi că domnul Mahovici are întotdeauna ceas pe mână și ce ceas. Eu domnul Apicus n-are niciodată. Nu. Eu peste fiecare 5-10 minute controlez câte e ora. Eu sunt... Punctualitatea pentru mine e... Nebunie totală. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Succes în continuare în cadrul acestui turneu și vă mai așteptăm cu mare, mare drag. Vă mare mulțumim. Drag. Mulțumim foarte mult. Și să știți că în continuare o să vorbim cu un fost elev de-al domnului Iurie Mahovici. Da, domnul Mahovici? Da. Un an de zile. Un an de zile. Am fost profesor de pian. Dar nu zicem pentru cine. Semnul de întrebare. Da, dar vedem acum un videoclip în care apare... fostul elev al domnului Mahovici. O să aflați despre cine este vorba. Vine și la noi în studio. Rămâneți cu noi.